Viu colorați și totuși camuflați, așa sunt unii pești care trăiesc în jurul recifelor de corali. Mai multe ne va spune dr. Livius Percy la momentele creației de astăzi. Majoritatea oamenilor au văzut culorile vii ale peștilor care trăiesc în jurul recifelor de corali. Ținând cont de intensitatea culorilor, ne-am așteptat ca acești pești să atragă atenția unor pești de pradă. Cercetătorii au descoperit că, deși noi observăm toate culorile vii, dacă i-am vedea pe pești așa cum îi văd ceilalți pești, majoritatea acestor pești ar putea fi perfect camuflați. Aproape jumătate dintre peștii studiați până în prezent pot vedea în lumină ultravioletă. Unii pești, cum sunt cei din familia Pomacentride, au marcaje care pot fi văzute numai în lumină ultravioletă. Cercetătorii au studiat efectul pe care adâncimea apei îl are asupra culorii luminii și asupra pigmenților din ochii diverșilor pești și au tras concluzia că peștii nu pot vedea toate nuanțele de galben din jurul lor. Ceea ce nouă ne apare ca un pește trompetă de culoare galben fluorescent este văzut de ochii peștilor ca având aceeași culoare ca și reciful de corali de la o depărtare de 3 metri. Peștele înger, care ne apare nouă ca un pește cu dungi fluorescente galbene și albastre, este văzut de ochii peștilor de la câțiva metri depărtare ca având o culoare similară cu aceea a coralilor din apropiere. Alte câteva specii de pești curățitori au nuanțe apropiate de albastru, chiar dacă nu sunt înrudiți. Poate că această culoare este un cod pentru alte specii care au nevoie de curățire. Dumnezeu a creat o gamă largă de culori care oferă delectare privirii noastre și, pe de altă parte, oferă protecție creaturilor sale, așa încât să poată supraviețui generații în șir.